Investițiile în domeniul sănătății reprezintă un angajament al Consiliului Județean Hunedoara asumat față de hunedoreni și asigură o infrastructură medicală modernă și eficientă, care oferă servicii de calitate pentru toți pacienții. Interesul pentru sănătatea hunedorenilor este dovedită de investițiile Consiliului Județean Hunedoara în domeniul modernizării sistemului de sănătate din județ, în digitalizarea sistemului și folosirea platformei de telemedicină, prin care se realizează servicii medicale la distanță prin intermediul tehnologiei. Alte proiecte la fel de importante sunt deja în analiză. Anul trecut a fost finalizat programul de reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență din Deva, când au fost date în folosință spații noi. A fost achiziționat un angiograf la Spitalul Județean. Există acum un compartiment modern pentru supravegherea pacienților cardiaci critici, dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum la Deva se face cardiologie intervențională, lucru posibil până mai ieri doar în centrele universitare. Spitalul are o secție de pediatrie primitoare și programe de îmbunătățire a serviciilor oferite pacienților, iar de curând s-au finalizat și lucrările de modernizare și extindere a unității de primiri urgențe. În câteva zile vom inaugura și noul laborator de radiologie, modernizat și dotat printr-un proiect cu finanțare europeană. Privind spre viitor, ne concentrăm eforturile pentru a îndeplini noi obiective, construirea unei secții de radioterapie, oncologie și hematologie, amenajarea unui heliport, extinderea actualei clădiri a secției oncologie, care va deservi secția de pneumologie și extinderea și modernizarea unor secții din cadrul spitalului Județean. Sunt doar câteva dintre proiectele pe care, împreună cu echipa mea de la Consiliul Județean Hunedoara, le gândim și le pregătim pentru viitor. Acordăm o atenție deosebită și celor două sanatorii de pneumoftiziologie de la Brad și Giurgiu, unde s-au derulat programe de reparații capitale și proiecte care vizează dotări cu aparatură nouă, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, sărbătorită ieri la nivel planetar.